conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Facem ședințe de lucru interne, de-aia m-am și îmbrăcat așa. Pe seară comunicăm cu poporul. Trebuie să-ți desenez, sau mă rog, să-ți rujez. Nu, dacă ai zis națiune, eu am crezut că s-a schimbat schimbarea. Sunt și eu purtător de cuvânt, nu pot să apar ca ciuma faia în fața oamenilor. Mă repești frumos în orice condiții, nu-i așa? Du-te, mă, de aici! Ce declarații sporitori! Îți place, pupă, să-ți place? Așa vrei să ne desfășurăm ședințele? În atmosfera asta libidinoasă, suntem celulă de criză sau telenovelă? Ah, păi dacă a început iar telenovela... Don Juane, ia mai vină un pochito la vorbitor. Emma, ia-l pe ăla de pe tine. Ia distanță, virusatule. Estebane, nu te văd bine. Ai auzit, dragă? Trebuie să mă vadă bine. Ce faci, pupăză? Faci intenționat? Vrei să-mi distrugi căsnicia? Hasane, taci! Taci că-ți iau maun ca lui Mârlan. Estebane, mă refeream că nu te văd bine dacă o mai hărțuiești pe Emma. Că pe ea nu poți să o scot de acolo. Dar pe tine, da, că nu te știe nimeni, mă. Scoate-l și trimite-l înapoi în Spania. Că ai văzut că toți spaniolii au trimis căpșunarii noștri înapoi în țară? Ai văzut ce coadă e la graniță? Apropo, chiar trebuie să vorbim despre asta. Cred că avem o problemă. Păi n-avem timp, că trebuie să rezolvăm altfel de probleme amoroase. Deci... Bă, ce se aude? Ce? Verificați-vă microfoanele, că aveți careva un brum. Nu-i de la noi, e de la Mârlan. Face gargară cu polipii. Mârlane! Mârlane! Dragi bunicule, apucă mutița că a mușcat COVID-ul! Mișcă-l, bă, să nu se mai chinuie! Ce faci, Mârlane? Ce faci? Nimic, ce... Vă urmăream cu atenție și îngrijorare. Ne urmăreai sau dormeai? Cam auzit niște sfărăituri. Sunt de la Esteban, nu de la mine. Hai, senior, mai termină cu declarațiile alea sfărăitoare, că eu te pică oameni nevinovați din cauza ta. Pică de somn! Păi ce faci, madame? Eu vreau să te scap de declarațiile lui sfărăitorul și tu mă bagi pe țeava la pupăză. De, așa îmi trebuie. Când ești prost, ești bun. Invers. Mânăne, ai terminat? Naiba, n-a pus să trezi scranterul. Hai, mai subțire buzatul, că nu-ți mai crăcănat ca tine. Pupăză! Mârlanul de Mârlanul îți transformă videoconferința în videostabor. Nu vezi că vorbește ca la ușa cortului? Da?
Pe atunci să-i dăm un mucles până ne rezolvăm noi problemele. Rău îmi pare mie. Așa, da. Unde rămăsesc? La telenovela. Când ne-a întrerupt o telenovela lui Mârlanu. Don Juane, mă urmărești? Fii atent. Dacă ne mai deranjezi directul, cu orice fel de intervenții, am trimis echipa de extracție și te parașutez înapoi la Madresita. Claro? Nu v-aș recomanda, senior prezidente. Pentru că Madresita este în vârstă. Și dacă sunt virusat, s-ar putea să o aveți pe conștiință. Și dacă nu mă înșel, e și penală treaba asta. Nu-i așa, senior comandante? Domnule președinte, conform ordonanței militare numărul 7 din 4... Mateescule, brief! Pardon? Adică pe scurt. E, cum zice Don Quixote, să trăiți. Mersi, boss! Bun, păi, atunci să începem o Siberie, boss. Că acolo nu sunt madresite, sunt doar matrioști. Și am înțeles de la Vladimir, omologul meu, că asta este cea mai eficientă metodă de izolare a COVID-ului. A experimentat el pe niște cobai de la ziarele incomode, dacă mă înțelegi unde bat. Gata, gata, grande. Promit că nu mă mai apropii de Emma când e pe treabă. Promit. Și nici în rest. Să nu aberăm, bombonico. Pupăză, zi-mă că nici în rest. Asane, să nu aberăm. Că în rest, nu știm ce fac acolo. Dacă vrei, știm. Ia pune-i să lase live-ul deschis 24 din 24. Ha! Păi nu voiați telenovelă și vreți reality show? Big Brother? Exact, da, da, da. Reality-urile fac super audiențe și dacă e, transmite și pe FB. Băi, carantina deprimă pe toată lumea. Au nevoie oamenii de entertainment. Băi, Hasane, tu ai bolunzit? Tu vrei să-mi pui viața pe internet, să mă faci de rahat? Să mă facă tot țugulanul, nevopsită, nearanjată, când îmi bag eu degetul în nas și când mă scar până în fund, a? Ce pinguin insensibil ești! Tu să taci! Tu să taci! Tăceți toți! Toți! Noi n-am zis nimic. Domnule, din clipa asta, respecti distanța socială față de Emma când lucrează, să fie clar. Dar o respectam oricum, grande, pentru că o respect pe Bela. Cum zice ea, așa fac. Întreabă. N-avem timp de testimoniale acum și nici niciodată. Că noi nu suntem în reality din ăla și tu, Hasane. Dacă ai chef de așa ceva, zi-mă. Zic că-ți fac propriul tău reality show. Survivor Underground, din pivniță. Păi, iubire, calmează-te și tu. Că nu se apropie de mine decât atunci când sunt în direct. Profită și el că sunt atentă la voi și nu-l văd. Dar stai liniștit, cum ies din direct, n-are nicio șansă. Sunt cu ochii pe el. Măi, eu nu sunt iubire cu tine, să fie clar. Mă rog, uite, m-ați exasperat. Când ne-am lămurit, putem să începem ședința și oficial? Perfect! Pupă, ce s-a întâmplat? Ești bine? E inima! Sunați repede la 112! Oh.
Să-i dracu cu glumele voastre. Ce-ai zis, Mărlane? Ce-o, na, nimic. Na, mi-ai deschis microfonul. A zis că sunt foarte drăguți glumele astea ale voastre. Sunt bune rău, o să le folosesc și eu în pastila mea de râs. Să nu dea naiba să faci bășcălie de im, că dormi în arest. Cine a fost nicio glumă? Așa o să începem toate ședințele zilnice cu intonarea unei strofe din im. Pe bune, dar ce suntem TVR? Suntem ce ni se cere să fim, Barbaro. Adică un exemplu mobilizator pentru popor. Sincer, mie mi se pare mai mobilizator ai Will Survive decât timpul nostru. O fi, dar trebuie să fim patrioți, să promovăm valorile românești și să arătăm că suntem solidari cu acțiunile poliției, armatei și a tuturor instituțiilor statului nostru. Păi dacă Mateescu pune imnul la stația mașinii de poliție, îl punem și noi. Îmi cer scuze, dar eu nu pot pune imnul la castofonul de la mașina poliției, pentru că nu ne merge și n-avem buget pentru altul nou. Cântați-i pe gură, Mateescule, pe gură! Că Chiorete, virgulă, se dă mare rapsod. Am înțeles să trăiți. Dacă nu sunt cu el, ce fac? Eu nu prea am voce. Raca o alarmă antiaeriană. Să nu creăm panică în rândul populației, zic. Lasă că n-are nimic. Că dacă se sperie, poate fugă înapoi în casă. Golim străzile. Nu asta vrem. Vrem, dar nu chiar de tot. Că mai trebuie să dăm și o amendă așa din când în când. Ca să facem cât o infuzie de capital la bugetul statului. Ca să avem cu ce plăti ajutorul șomerilor. A zis ce zice ministrul de finanțe, Cârțu. A ajuns Sorin Cârțu la finanțe. De fapt, ce mă mir, că la fotbaliști e toți banii. Hai din când în când, Mateescule, că ai dat peste 6.000 de sancțiuni. Avem mai mulți amendați decât carantinați. Râde Europa de noi. Ei cu carantinații, noi cu amendați. Și cine credeți voi că o să vă plătească 20.000 de lei pe o amendă? Conform ordonanței militare numărul 3 din data de... Mateescule, brief. 20.000 e maximul, dar noi dăm minimul 2.000. Că suntem oameni. 1.000 dacă plătește în 48 de ore. Păi ești nebun. Ăștia inventat perpetuum mobile de făcut bani. Le dă amendă, ăia ies de casă să duc să o plătească și prinde iar afară când iese să plătească și iar îi amendează și iar îi trimite și iar tot așa, tot așa. O să ajungă multimilionari. Dar ce zic eu? O să ajungă plin de bani. E vremea gaborilor, bă! Mărlane, vrei iarăși tot? Adică ce? N-am dreptate? Acum oprești un abuz ca și amenzile. Nu crezi, nu vreau abuzul. Dați amenzi doar în caz de forță majoră. Păi avem forță majoră tot timpul, conform ordonanței militare. Brief am zis. Adică simplificați. Dați-le amenzi doar recalcitranților. Ăia care jignesc, care se supra controlului, care sunt violenți, de-astea. S-a înțeles? Da, să trăiți. Mulțumită, doamna psiholog. Să zicem. Auzi, dar nu putem schimba faza aia cu intonatul imnului la începutul ședinței? A, nu că n-aș fi patriotă, da? Mi se pare inutilă că nu ne aude nimeni, ai zis tu că e ședință internă. Și dacă ne hăcuiește cineva? Hecărește, se spune. Mă rog, adică dacă ne sparge cineva teleconferința și vede că nu respectăm recomandările de patriotism ale oficialităților, adică chiar ale noastre. Da, am putea cânta altceva mai mobilizator. De exemplu, treceți batalioane române Carpații. Emma, tu ai nebunit? Tot ce se poate, că doar stau cu virusul în casă. Adică, să treacă Carpații, virgulă, unde? Adică, în loc să-i ținem în case, tu vrei să-i punem în mișcare? Exclus! În calitate de organ de ordine, mă opun cu vehemență și în conformitate cu ordonanța militară, numărul... Că da, îi schimb numărul! Știi ce vrei să zici? Dacă incită la ieșeală, o arestez, nu? Și mă duci la secție? Vreau! Ieșiți toți din case, mă! Români, nu mai stați în case, că totul e un fake! E o conspirație mondială! Păi, mă, încercează, dragă, încercează că pățești ca părlamă! Jos carantina! Vreau afară! Vreau afară! Când te calmezi, îmi faci un semn. Pumăză, lăsând criza justificată la o parte, ideea Emei e chiar bună. Foarte bună! Teo, tu în loc să-i rezolvi criza, că doar ești de specialitate, încurajatul a ieșit din case? Ideea cu melodia mobilizatoare, Pupăză, la aia mă refer. Deșteaptă-te, române, e expirat!
deșteptat. Îl tot intonăm de 30 de ani și degeaba. Nu s-a deșteptat nici dracu. Ba de-n contră, nu vezi cum umblă ăștia ca inconștienții pe stradă în plină pandemie? Așa și cum le ajută? Treceți batalioane carpații ca să-i ținem în casă. Ne ajută că e o melodie cunoscută și mobilizatoare și ne schimbăm versurile. O facem rămâneți batalioane române în casă. Super idee! E, așa mai da, doamnă, psihopupu. Așa mai vii de acasă. Mă rog, nu vii, stai. Ok, ocupă-te. Că parcă și matalerea-i cântăciosul de ocazie. Diseară o să deschidem conferința de presă cu imnul tău. Ce zice, mă? Corect, stai. Vezi că butonul ăla de mut o să te transforme într-un dictator, pupăză. Mai bine dictator decât pacient de la istericale voastre. Deci, o faci Teo? Încerc, da. Dar poate să mă ajute și restul, măcar la cântat. Și dacă iese bine, eu zic să facem câte un imn pe zi. Că așa nu se plictisește lumea. Suntem mereu fresh. Ce vorbești? Adică eu nu mai muncesc, mă transform în compozitor? Drăguțo, te ajutăm și noi. Nu-i așa, mă? Pe mine să nu vă bazați, că eu trebuie să-mi pregătesc pastila de râs am treabă. Dar vă ajut și eu. Băi, nu ți-a zis să nu te mai bagi? Pe pupă să vezi că ăsta îți sfidează deciziile. Nu sfidez cram de nicio decizie. Am zis să dau o mână de ajutor sau mă rog o urecă, că eu sunt și muzician. Dar dacă nu e voie, nu mă bag. Nu mă bag, grande. Pe așa că la muzică ai voie. Da, faceți duete la distanță. Adică distanță socială, cum am zis. Da, să trăiți, da, ce frumos că... Păi atunci eu ies ca să mă apuc de batalioane. Mai stai ca să auzi ce probleme mai sunt. Nu mai durează, mă. Hasane, spuneai că trebuie să vorbim despre ceva. Da, despre afluxul de români de la granițe, că au venit cam 1,5 milioane. Și mai vin. Și ce vrea răbete, să nu-i primim? Nu e cu naționalii noștri, băi, sânge de sângele nostru, pupăză să se consemneze că în calitate de consilier pentru problemele românilor de nicăieri, adică fix ăștia care și-a de acum pe la granițe, protestez. Mulane, nu abera, că n-a zis nimeni că nu-i primim. Ca dovadă că au intrat peste 1 milion. Păi și atunci de ce a mai ridicat problema? Vrea să-i expulzeze, nu? Prostovane, ar trebui să vrei și tu. Că s-a cam golit diaspora. Rămâi fără obiectul muncii. Hai, asta nu m-am gândit. Expulzați-vă de în Franța și Spania. Ce a venit pe capul nostru? Ce credeai? Că aceea curge dezinfectant și drojdie? Asta ne rezolvă problema. Rezolvă problema până n-ajunge șomajul la cer. Rapid, hai, să văd mobilizare, clar? Pupăză, poți să-mi împrumuți butonul ăla al tău de mute? Sau mai bine lasă că mă duc la el și închid calculatorul. Mărlane, vezi degetul meu? Bă bune, pupăză, dita mai președintele faci gesturi de-astea? Ia arătătorul, tăntălăule. Ai idee deasupra cărui buton s-a dus? Gata, am trecut. Și care e problema cu afluxul din diaspora, Hasane? Aia pe care a mintit-o Mărlanul în delirul lui. Șomajul. Conform datelor de la Ministerul Muncii, sunt cam 1 milion de oameni în șomaj și asta numai din cauza pandemiei. Mai adaugă încă 1 milion care vin din afară, eh? Ce facem? E treaba noastră? Eu sunt președinte, nu sunt ministru la muncă și la protecție socială. Da, pupăză, dar te-ai auto-intitulat președintele poporului. Nu m-am auto-intitulat. M-a numit poporul, 73%. Și dacă îi pun și pe ea care mi-a ieșit la vot, am peste... 100%, știm. Dar tocmai de-aia trebuie să pară că te preocupă problemele poporului, că am ajuns șomer. Păi mă preocupă. Ai găsit soluții ca să-i punem la muncă. O parte din noi a venit din străinătate, deja muncesc. Super, foarte bine. Unde? Pe la firmele afectate de ordonanța militară. Maestule, brief. Oh, că nu-i mai ziceam numărul. Dar cum noi mai lucrează la firme afectate? Nu s-au închis? Păi tocmai, profită! Matescule, lasă gluma. Nu e glumă, numai azi s-au raportat 3 spargeri. Matescule, vreau toleranță 0 la infracționalitate. Toleranță 0. Hasane, momentan, nu poate nimeni să muncească, că suntem în izolare. Acum deviza este hashtag
Stai acasă. Păi și dacă n-ai casă, vezi cazul lui Paliu? Ce-o face amărâtul ăla cu... Că nici să cerșească nu mai poate, că n-are de la cine. Corect, mă. V-ați mai uitat și voi în beciul ăla? Poate îi trebuie și lui ceva de mâncare, că e în șomaj tehnic. Mă duc eu să-l caut, să-l salvez. Stai, stai pe loc, inimosule. Că știu eu unde vrei să te duci și pe cine să salvezi. Ce crezi că s-a întâlnit șmecherul cu președintele? Să nu dea naiba să văd pe camere, că intri în beci, că acolo rămâi. S-am zis, Survivor Underground. Atunci du-te tu. Cum să se ducă, mă, că nici nu e acasă. E carantină la parat, la Cotroceni, că nu-i prost. Pupăză, tu ești la Cotroceni? Păi normal, ce voie ai să se izoleze aici în 50 de metri pătrați? Oricum jumătate din ei ocupă Mârlanu. Adică te-o stici ca slăbit sau ce? M-am auto-izolat la Cotroceni, pentru că așa îmi cere legea deștepților. Care dintre ele, domn președinte? Pă bune, adică până acum ne-ai torturat cu numere și date și acum nu mai știi? Legea bunului simț, milițiene, că nu puteam să-i oblig pe amărâții aia de acasă să stea sechestrați în camere 24 din 24. Că îți dai seama că nu-i lăsa protocolul să-mi sufle în gură, practic. Și în plus, nici n-am fi putut sta la aceeași masă, că legea interzice grupurile de peste 3 persoane. Și cu mine erați 4. Care 4? Care 4? Că Ema nu este. Eu de unde să știu că nevastă ta se mută la Estebană? De unde să știu? Nu m-am mutat de bunăvoie! Sunt captivă! Ema captivus! Cretinus interruptus! Zi, Pupăză, te ocupi tu de Paliu? N-ai răspuns la întrebare. Exact! Că ne-am atașat de el! Amărâtul nostru, măi, ca un animal de companie, doar că e mai mare și mai jigos. Ok, ok. O să mă ocup. Ar fi rău să ne ocupăm de toți oamenii străzii, domnule președinte. Oh, Miss Dahlia is in the house. Parcă ziceai că nu particip la... Doar când am probleme punctuale sau sunt solicitată. Așadar, n-ar da rău ca în comunicatul de diseară să vă arătați îngrijorat de situația oamenilor străzii. Nu trebuie să mă arăt pentru că chiar sunt ironico. Dar nu era nicio ironie, domnule președinte. Ei, dacă tot vreți să fiți ironic, puteți să-i cereți premierului să organizeze niște tabere unde să se adăpostească oamenii străzii pe perioada pandemiei, ca să nu răspândească cumva virusul sub pământ, că de acolo nu-l mai scoateți. Păi și nu e bine? Nu ăsta-i scopul nostru? Să-l îngropăm? S-a trebuit incinerat. Acum înțelegeți de ce evit să particip la aceste ședințe, domnule președinte. Vă doresc spor la treabă. Chiar aveam nevoie de izolarea asta. Casemiro! Haide, Casa, haide, haide. Pasează, pasează, pasează. Ciut, ciut, ciut! Să treci, domn președinte. Pe la prepaus. Mă vedeți? Sunt doar intuitiv. Dar tu ar trebui să știi cine te vede și cine nu. Nu? În principiu. Că nu mi se spune nici mie tot să trăiți. Sunt doar un amărât de locotenent. Da. Mă rog, să trecem la treburi serioase. Ordonați să trăiți. No, pe niciun ordin. Uite, s-a panicat stafful meu că nu mai știe nimic de Paliu. Nu te-a mai văzut prin peci și de frică să nu te fii încoronat pe la vreo morgă. E drăguț din partea lor. Doriți să vin până la dumneavoastră să... Îmi trebuie doar o filmare cu tine în care să se vadă că-ți merge foarte bine. Că te-ai adăpostit undeva și că lumea te ajută cu mâncare și cu tot ce trebuie. Se rezolvă, domn președinte. Într-o jumătate de oră o aveți. Nu te grăbi, că vreau să iasă bine. Cu machiaj, cu tot ce trebuie, Paliu original. Original să trăiți. Mă
Spata milioane române și-n case mai este un pic și scăpăm. Ne-așteaptă și berea și mici pe terase. Și ce facem, dezinfectăm sau respectăm? Așa și ber și mici pe terase. Și... Așa, iubitul meu. Hai, 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 mai cu nerv pentru fetița ta. Bine, bine pe mișcări. Dar pentru? Uite-l, Gustav. Mă mir că nu l-au luat ăștia de la Avicul, la Boys. Ce zici, baby, cum a fost? Mamă, chiar atât de bine m-am descurcat? Și dacă mai vrei că pot să fac treaba asta zilnic. Știi că duc, nu e nicio problemă, îți fac chiar de două ori pe zi, câte 10 secunde. Rup, că sunt tank! Sunt ca un tank! Nu de alta, dar să-i demonstrăm penibilul lui eluia că n-are nicio șansă cu planul lui. Lasă că data viitoare e rândul meu. Iubire, tu ai nebunit? Vrei să te dezbraci în fața obsedatului eluia? Nu, dragă, mă duc în baie. Nu, 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 nici vorba, nu, 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 să n-aud, să n-aud așa ceva. Că nu se știe pe unde a montat ăsta camere și pe urmă te șantajează cu imaginile ca să-i dansezi în poală. Că știu eu cum lucrează libidinoși ăștia. Ce eu n-am făcut? Adică nu, e prea periculos. Lasă că mă descurc eu și singur. Cum adică? Adică din memorie. E carantină, situație de criză. Na, apelez la memorie că e dezvoltată la fel ca brațele, mai mult dreptul, dar e lucrat brațul drept, că am avut de săpat tranșe multe. Cazmale, Lopez, mi-am distrus mâinile. Lasă că facem altfel. Iubire, nu te mai văd. Vibrații, măcar. Alo, bă, cum vedeți, eu sunt bine rău. Niște oameni inimuși m-au lăsat să stau în ghele în locul lor până trece paranghelia asta. Da, și pe lângă ce mi vrea să scrie când o veroane, mi-au dat și praf de cop. Vă vine să credeți? Dacă îmi dau și două știe, sunt mai tare ca un supermarket. Da, și mi-au dat și un telefon. Să sun la linia fierbinte dacă sunt 112. Adică, invers, să sun la linia 112 dacă sunt fierbinte. Puteți să vă sunați și voi dacă vreți. A, știți numărul? Nu, normal că nu știți. 22, 22, 22. Hai, placa, cum e foame. Știți numărul? Nu, normal că nu știți. 22, 22, 22. Hai, placa, cum e foame. E, acum v-aș liniști, mă? E bine, vă o duce chiar boierește. Mârlane, ce naiba faci, mă? Nimic. Dai un sonorul, că vreau să repet glumele pentru pastila de râscă. N-are rost să vă încurcă, să vă deranjez. Hai că s-a obișnuit să fie mut. Mâine, poi mâine, vedem și președinte. Hai, poate vrei să fii și tu ca el. Președinte? Nu, mut. Cine e pariule? Ferdi, prietenul și protectorul tău? Ia, ia, ia stai puțin. M-ați închis, mă? Caca, pipi, pârți!
Gata, mă! E făcut pe toate trei odată, bă? Păi tu nu tot așa faci? Mă rog, lasă. Auzi, nu iei tu toate bunătățile alea și vii cu ele la noi în beci? Da, mă, că-i păcat de ele. Da, păi igiena aia nu-i mediu steril, nu e, e plin de microbi. Păi tine și stau aici, bă, că n-are curaj copilul ăla să intre. Că-i teritoriul lui Salmonella și al lui E. coli. Îl bată ăștia de face caca, pipi, pârți pe el. Hai, pa! Deci, sunteți gata? Putem intra în direct? Eu sunt. Și eu! Și eu! Eu prefer să mă asigur că nu cântă și mârlanul cu voi, să nu aglomerăm aiurea oreleurile. Ok, intrăm în live în 3, 2, 1... Bună seara, națiune, și bine v-am găsit! Sper sănătoși și cât mai izolați! Începând de astăzi, atât eu cât și stafful meu vom intra zilnic în legătură cu dumneavoastră pentru a vă pune la curent cu ultimele informații și decizii referitoare la pandemia cu care ne confruntăm. Dar, înainte să trecem la date, cifre și măsuri, v-am pregătit o surpriză! O surpriză menită a vă ridica moralul în această grea perioadă prin care trecem cu toții. Colegii, suntem gata? Da! 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 Maestre, muzica! Stat batalioane române și în case mai este un pic și scăpăm. Vă așteaptă și berea și mici pe terase, în șprițuri o să ne scăldăm. Ne așteaptă și molul cu soale frumoase, deci haide să ne protejăm. Copii bolnavi cu toți, rămâneți în case la voi și nu ascultați ce vă spun toți idioții. Pe Facebook sunt urme de voi și nu cumpărați compulsiv ca ne toții. E doar o carantină, nu-i război. Înainte, înainte, cu spiritul în mână, mască, mânuși și săpun. Trece pandemia, chiar de mai stăm o lună, nu vreau să risc, nu sunt imun. Respect izolarea, mi-e clar că este bună, nu vreau să fiu bolnav, nu-s nebun. Hai, hai, potolește-te. Secvența 3, tras 3. Nu te-am mai văzut prin beci și e frică să nu te fi încoronat pe la vreo morgă. Ce drăguț din partea lor. Doriți să vin până la dumneavoastră ca nu. Să... Nu scuzați, vreau toleranță zero la infracționalitate. Avem mai mulți amendați decât carantina zilele Europa de noi. Și cine credeți voi că o să vă plătească 20.000 de lei pe o amendă? 20.000 e maximul, dar noi pe minim. 2.000. E vremea gaborilor, bă! Acum deviza este hashtag stai acasă. Păi și dacă n-ai casă? Corect. Transmiții în timpul pandemiei, un serial făcut de acasă. Sincer. Astăzi la Prima TV. Vreau toleranță zero la infracționalitate. Avem mai mulți amendați decât carantina zilele Europa de noi. Și cine credeți voi că o să vă plătească 20.000 de lei pe o amendă? 20.000 e maximul, dar noi pe minim. 2.000. E vremea gaborilor, bă! Acum deviza este hashtag stai acasă. Păi și dacă n-ai casă? Corect. Transmiții în timpul pandemiei, un serial făcut de acasă. Sincer. Astăzi la Prima TV.